Popescu a învins pe teren propriu Armonia Dolhești, scor 2-1. Despre toate acestea aflați imediat la Jurnal de Reghin. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Au fost alegeri în cadrul protopopiatului Reghin. Preoții din zona noastră au decis ca interesele enoriașilor în adunarea eparhială să fie reprezentate de acum de Maria Precup și Mircea Oltean, iar ale bisericilor din protopopiat de către părintele Vasile Popeiu. Asemenea, alegeri au loc în această perioadă în toate protopopiatele, iar mandatul aleșilor este pentru 4 ani. Cei 3 desemnați astăzi vor participa în luna iunie la constituirea adunării eparhiale, de unde se vor desemna 3 reprezentanți în Marea Adunare Națională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. Sediul protopopiatului Reghin a găzduit astăzi alegeri pentru adunarea eparhială de la Alba Iulia. S-au desemnat 2 mireni, reprezentanți ai enoriașilor din zona Reghin, în persoana primarului Maria Precup și a inginerului Mircea Oltean, dar și un reprezentant al fețelor bisericești, respectiv cel care a fost în această funcție și până acum, preotul Vasile Popeiu. Pentru cei aleși a fost o onoare să fie desemnați de către cei 77 de preoți prezenți și tot atâția delegații ai parohiilor din protopopiatul Reghin. Un protopopiat foarte mare cu peste 80 de parohii. Asta înseamnă că trebuie o implicare totală și maximă și ținând cont și de obligațiile administrative pe care le am, o să fie destul de greu, dar sunt convinsă că o să pot împreună cu Mircea Olteanu și cu părintele Popeiu să le rezolvăm, mai ales că este un protopopiat pe care în general îl cunosc și pe preacucernicii părinți și știu că părintele protopop este foarte implicat și cu foarte multă experiență și o să ne ajute. Pentru mine, pot să zic, este o filă, începe o nouă filă în istoria vieții mele. Este o provocare până, sigur că nu am stat departe de biserică, așa am fost crescuți în familie, să fim aproape de biserică, cu respect, cu gânduri bune. Atât noi cât și biserica ne ocupăm de problemele celor mulți, celor care au nevoie de ajutor, în primul rând, și dacă împreună o facem, putem controla foarte bine lucrurile și putem să armonizăm și să mergem împreună să rezolvăm ceea ce poate avem obligația să o facem pentru cei care sunt mai puțin norocoși, care au probleme de orice fel și în funcția limitelor de care putem dispune și noi. Protopopul Teodor Beldean arată că asemenea alegeri au loc între 8 și 15 mai în toate protopopiatele Arhiepiscopiei de Alba Iulia, iar scopul este găsirea celor mai potriviți reprezentanți ai comunității locale. Sunt oameni care sunt alături de biserică, iubesc biserica și
au făcut multe pentru Biserica lui Hristos din Reghin și nu numai din Reghin, ci și din alte localități. Și sprijinim, adică nădăjduim că și de acum înainte vor sprijini acțiunile bisericii, mai cu seamă că reprezintă pe toți mirenii din cadrul protopopiatului Reghin. E o doamnă care a sprijinit foarte mult parohiile din la noi și parohia noastră Constantin și Elena a fost sprijinită și acum suntem încă în șantier. A doua personalitate despre care să vorbim, sigur, e domnul Olteanu, care întotdeauna a fost un om de nădejde și am apelat de multe ori, mai ales cei care eram în șantiere. În ultimii 4 ani, reprezentanții protopopiatului în adunarea eparhială au fost Ioan Vlasa din Bistra Mureșului, Vasile Gliga și același Vasile Popeiu, cărora cei prezenți le-au mulțumit pentru activitate. Astăzi vorbesc simplu, ca simplu credincios, ca om care v-am reprezentat și căruia i-a dat încredere să vă reprezinte în adunarea eparhială. În primul mandat am vizitat toate bisericile din colegiu și am ajutat și am dat un salariu de parlamentar. Sau am dus credincioși la București să viziteze Parlamentul. Zic că n-am făcut nimic din câte se puteau face și câte ar fi trebuit făcute pentru Biserica Ortodoxă. Cei 3 desemnați astăzi vor participa în luna iunie la constituirea adunării eparhiale de la Alba Iulia, de unde se vor alege 2 cetățeni și un preot ca să reprezinte Arhiepiscopia în Marea Adunare Național Bisericească. Minoră lovită petrecerea de pietoni luni în jurul amiezei în fața parohiei Înălțarea Domnului din Reghin. O elevă a fost lovită de un autoturism înmatriculat în județul Alba, care se deplasa pe strada Mihai Eminescu. Accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. Victima a suferit leziuni minore și a fost transportată la Spitalul Municipal Reghin. A fost o zi nefastă pentru o elevă din Reghin. Copila a fost lovită de un autoturism care se deplasa pe strada Mihai Eminescu din municipiu, în direcția pieței Petru Maior. Accidentul a avut loc chiar pe trecerea de pietoni de lângă Biserica Înălțarea Domnului. Din primele cercetări, rezultă că șoferul nu a acordat prioritate, iar minorul circula corect. În primele cercetări a avut loc un accident rutier pe trecerea de pietoni situată în fața parohiei Înălțarea Domnului, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Din primele cercetări efectuate la fața locului rezultă faptul că un conducător al unui autoturism care se deplasa pe strada Mihai Eminescu în direcția de mers, strada Mihai Eminescu, piața Petru Maior, pe fondul neacordării de prioritate a accidentat un pieton minor care se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni. Copila a scăpat ușor, aceasta a suferit leziuni corporale minore și a fost transportată la spital pentru investigații. Acesta a suferit leziuni corporale minore și a fost transportat la Spitalul Municipal Reghin. În continuare vom efectua cercetări privind pe conducătorul auto pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii reghineni vin din nou cu recomandări pentru șoferi să circule cu atenție în zonele unde există treceri de pietoni. Totodată, pietonii la rândul lor să se asigure înainte de a păși pe zebră. Se împlinesc 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord în lagărele de la Auschwitz-Birkenau. Cu acest prilej, la Reghin a avut loc dezvălirea a 2 plăci pe frontispiciul gării CFR, locul de unde, potrivit istoricilor, au plecat spre moarte peste 3.000 de evrei. Inițiativa aparține Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, Ministerului Transporturilor și Federației Comunităților Evreiești din România. Plăcile comemorative au fost dezvelite în cadrul unei manifestări simple organizate pe peronul gării, la care au participat primarul Maria Precup, reprezentanții ai comunității evreiești, directorul general al regionalei CFR Brașov și consilieri locali. Vorbim pe larg despre acest eveniment după ce aflăm de la Marcela German ce ne-a pregătit pentru astăzi la Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic aflați că bucureștenii comandă cel mai mult și mai des de mâncare acasă și la birou. Cheltuie în medie 50 de lei pe o comandă zilnică, în timp ce clujenii, timișorenii și ieșenii care comandă mâncare online cheltuiesc în jur de 40 de lei pe comandă. O altă știre este că exporturile României continuă să crească și importurile au început să-și revină, pe măsură ce românii încep să cheltuie din ce în ce mai mulți bani. Cu detalii despre toate acestea ne vedem după știri la Jurnalul Economic. Un
moment istoric important pentru comunitatea reghineană a avut loc luni 12 mai. Este vorba despre dezvelirea a două plăci comemorative, una în limba română și una în limba maghiară, pe frontispiciul gării din Reghin, de unde au fost deportați în lunile mai și iunie 1944 peste 3.000 de evrei. Evenimentul face parte dintr-un proiect ce cuprinde mai multe gări aflate de-a lungul căilor ferate din care au plecat spre moarte în urmă cu 70 de ani, din zona Ardealului de Nord, aproximativ 132.000 de evrei. Inițiativa aparține Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, Ministerului Transporturilor și Federației Comunităților Evreiești din România. Plăcile comemorative au fost dezvelite în cadrul unei manifestări organizate pe peronul gării CFR Reghin, în prezența primarului Maria Precup, a reprezentanților comunităților evreiești din județ și din țară, a directorului general al regionalei CFR Brașov Ioan Pintea și a consilierilor locali. Reghinul a fost un centru important în deportarea acestora și a fost un lucru greu. Eu știu din poveștile pe care le-am auzit în zilele de când știu că se vom comemora ce mare tragedie a fost pentru cunoștințele celor care au fost deportați și care au dispărut sau care au putut să se salveze și sunt foarte puțini. Salut gestul de a face acest lucru și, așa cum ați auzit, ne-am propus să ne întâlnim anual, să depunem o coroană la aceste plăci și sper să facem cunoscut, nu sper, sunt sigură că vom face simpozioane prin care și copiii noștri și tinerii să cunoască ceea ce nu trebuia să se întâmple niciodată, nu cu cei din Reghin, în istoria omenirii. E un moment important, un moment comemorativ cu prilejul împlinirea 70 de ani de la evenimentele care s-au produs, evenimente nefericite la care mii de oameni practic au fost deportați și au plecat pe un drum pentru care majoritatea a fost ultimul drum. Ceremonia a început cu un moment de reculegere și a continuat cu o scurtă rugăciune și alocuțiuni. La eveniment a fost prezentă și o urmașă a evreilor din Reghin. Născută după război, deci nu știu numai din povestirile părinților, că într-adevăr au fost nenorociri mari. Și aș vrea ca niciodată, dar niciun neam să nu sufere pentru că aparține de o etnie. Și n-a făcut nimic rău, numai pur și simplu că a fost. Și mă bucur că doamna primar m-a invitat, deși nu mă cunoștea. În Reghin cred că suntem, poate 5 evrei mai suntem. A fost prezent directorul general al Institutului Eli Wiesel și rabinul Federației Comunităților Evreiești din România, Rafael Schaffer, care au evidențiat rememorarea evenimentelor din 1944. Astăzi, de fapt, Guvernul României, prin acest eveniment de la Reghin, a vrut să spună, dincolo de faptul că se apleacă în memoria unor victime nevinovate, că este decis să facă orice acțiune este necesară pentru ca mișcări politice sau civice de extremă dreapta în România să nu fie posibil. În momentul în care se uită, crește pericolul ca ceea ce a fost să se repete. În momentul în care știm, suntem oarecum mai apărați de a repeta greșelile istoriei. Cel care nu învață din istorie, repetă greșelile. Și ele se pot repeta. Au fost cazuri în care au fost omorâți oameni nevinovați. Dar dacă ținem minte, aceasta este cea mai bună opreliște. La final, cei prezenți au așternut flori de-a lungul căii ferate, în amintirea miilor de oameni trimiși în lagărele de concentrare. Exponate în format digital, asta urmărește să ofere pasionanților de cultură Muzeul Etnografic din Reghin. Instituția a aplicat pentru realizarea unui proiect de granturi mici pentru facilitarea accesului publicului la valorile patrimoniului multietnic din zona Reghinului. Dacă va fi acceptat, cei interesați vor putea vizualiza obiectele din muzeu pe o platformă unde vor primi și informații suplimentare. Proiectul Facilitarea accesului publicului la valorile patrimoniului multietnic are ca scop conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural și este inclus în programul cu același nume. Documentația a fost depusă la finalul lunii aprilie, iar proiectul este inclus în schema de granturi mici. Valoarea acestuia ajunge la aproape 331.000 de lei. Inițiat acum un proiect, dar cred că numai peste vreo lună de zile avem răspunsul dacă suntem acceptați. Noi l-am trimis la Ministerul Culturii, dar trebuie să fim acceptați de un partener extern
și în funcție de aceasta, dacă va fi finanțat, valoarea este un grant mic. Ne-am dus pe digitalizarea a 2000 de diapozitive din arhiva muzeului și a filmelor etnografice vechi. 10 filme avem. Digitalizarea are avantajul că oferă celui interesat posibilitatea de a accesa obiectul căutat într-un timp foarte scurt, fără deplasare, într-un mod comod. Muzeul etnografic nu este străin de acest procedeu. O parte dintre obiecte au fost deja digitalizate. Și e adevărat că această digitalizare este o muncă de viitor, dar foarte multe muzee au făcut deja. Noi am reușit să digitalizăm o parte din fotografiile vechi care le-am avut noi în muzeu din 1960 și până în 89-90, deci fotografia veche care nu prea avea o evidență clară, dar am reușit să digitalizăm o parte din diapozitive alb, negru sau color și din clișeele fotografice, pentru că e nevoie. Un clișeu nu prea îl poți arăta vizitatorului, nici un diapozitiv. Dar dacă l-ai trecut pe un DVD, foarte ușor poți să faci o proiecție. Durata proiectului este de 2 ani. Dacă va fi acceptat, acesta va începe în luna septembrie 2014 și în viitor exponatele vor putea fi vizualizate pe platforma digitalizată. Extinderea clădirii școlii gimnaziale, acesta este dezideratul primarului Comunei Gurghiu. Lucrările de extindere a școlii prin construirea unui corp nou cu 8 săli de clasă au fost începute în anul 2007. În momentul de față, lucrările sunt sistate din cauza lipsei finanțării, dar primăria a accesat în acest an un nou proiect. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 11 miliarde de lei vechi, sumă din care s-au primit doar 8 miliarde. În momentul finalizării proiectului, cele 8 săli de clasă a rezolvat problema învățământului primar din comună. Până atunci însă, copiii continuă să frecventeze școala după masă. Abordăm acest subiect după ce vorbim cu Veturia despre conținutul jurnalului de sport al zilei de astăzi. Bun găsit! Astăzi la Jurnalul de Sport veți afla că în a doua etapă a play-off-ului, formația antrenată de Vasile Costan și Dorel Pascu a învins pe teren propriu Armonia Dolhești, scor 2-1. Apoi, campania Da Mișcării continuă seria exercițiilor prezentate de instructorul Florin Dogaru. Cu toate acestea, vă aștept după știri! Un proiect mai vechi a intrat în atenția primăriei din Gurghiu. Este vorba despre lucrările de extindere a școlii prin construirea unui corp nou cu 8 săli de clasă începute în anul 2007. În momentul de față, lucrările sunt sistate din cauza lipsei finanțării, dar primăria a accesat un nou proiect prin programul POR. Valoarea investițiilor se ridică la 11 miliarde de lei vechi, bani din care s-au primit doar 8 miliarde. Mai avem nevoie de circa 3 miliarde de lei vechi. De prima etapă am trecut cu proiectul, am ieșit cu bine, a fost aprobat. Acum am trimis documentația pentru etapa a doua. Sperăm să ajute Dumnezeu să trecem și de asta și să prindem finanțare. Până la sfârșitul anului să o terminăm. În momentul finalizării proiectului, cele 8 săli de clasă ar rezolva problema învățământului primar din toată comuna. Și asta cu atât mai mult cu cât nu se pune problema mijloacelor de transport. Clasele 0-4 la noi în acest moment funcționează un program, un schimbul 2, cum spunem noi, iar am putea aduce școlile primare de pe sate, unde învățământul este simultan, am avea spațiu suficient ca să funcționeze în clasele 1-0-4 în clase paralele, deci câte două clase din fiecare și am rezolvat și această problemă, mai ales că avem mijloace de transport, avem două mijloace de transport în comun. În școlile primare din satele aparținătoare, copiii învață în clase simultane. Într-o oră li se predă câte 4-5 obiecte deodată. Noua școală ar facilita procesul de învățare și predare, dar ar veni și în sprijinul părinților, care nu își pot supraveghea copiii în prima parte a zilei. S-ar ridica mult calitatea actului educativ. S-ar mai reduce și anumite cheltuieli cu bunuri și servicii. Nu foarte mari, impactul financiar nu este asta, dar beneficiile ar fi în calitatea actului educativ, cât și să funcționeze aici, cum v-am spus, în schimbul întâi, părinții sunt foarte
preocupați pentru... Nu au timp să-i supravegheze înainte de masa. În școala gimnazială din Gurghiu învață acum 100 de elevi în clasele primare și 140 la gimnaziu. Aceștia împart în două schimburi, 8 săli de clasă și un laborator de informatică. Producția celui mai cunoscut brand de autoturisme din țară se apropie de 5 milioane de automobile. La 46 de ani de când a ieșit primul model pe liniile de fabricație ale uzinei de la Mioveni din județul Argeș pe 20 august 1968. Reghinenii își aduc aminte cu melancolie de acea perioadă și recunosc că era mare lucru să ai așa o mașină. Vorbim mai multe imediat în jurnal, acum însă trebuie să aflăm de la Simina Cota cum stăm cu previziunile astrale pentru ziua de miercuri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de miercuri poate aduce mult dinamism în plan sentimental, începând de la descătușarea unor pasiuni explozive și până la adevărate războaie între parteneri. Din acest motiv este posibil să apară conflicte sentimentale și sociale. Cel mai bun lucru este păstrarea echilibrului și apelarea la înțelepciune. Dar cu mai multă amănuntă vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Pe 20 august 1968 ieșea pe poarta fabricii de la Mioveni primul autoturism, un model Dacia 1100. După 46 de ani, compania a devenit cel mai cunoscut brand românesc, iar producția se apropie de 5 milioane de autoturisme. Din 1968 și până în 1972 au fost produse aproximativ 44.000 de autoturisme. În 1970 a apărut o ușoară modificare estetică la partea frontală a caroseriei. Între 1970 și 1980, fabrica de automobile a dezvoltat o întreagă gamă de modele, iar în 2004 a devenit un actor de notorietate pe piața auto europeană. În anul următor a fost aleasă mașina anului în Serbia și Muntenegru și a primit premiul Autobest pentru cea mai bine vândută mașină din Europa Centrală și de Est. La aproape 46 de ani de la înființare, compania a depășit producția de 5 milioane de unități. Reghinenii își aduc aminte cu drag de primele mașini și spun că era un lux să le deții. Ce amintiri vă leagă de acea perioadă, mai ales de mașini? Păi, pe mine foarte mult... Foarte mult m-a pasionat mașina, că am mașină, mi-a plăcut de la bun început. Înainte de mașină aveam motoretă, de acolo am ajuns la Dacia. Era o satisfacție că am putut să cumpăr și să am, să știu că e al meu. Era o mândrie că am ajuns, că am putut cumpăra o mașină. Și cu ăla ne descurcam, mergeam la țară, mergeam la părinți, la neamuri, loc de muncă aveam la fabrică. Prima mașină care am cumpărat am ținut 13 ani. Și păi, după aia am început să-l vând, să cumpăr altul. Păi, nu era greu de întreținut față de acum, piesele erau destul de ieftine față de acum, ca ce bani se cere pe o piesă. Păi era un lux. Acum e o necesitate, atunci era un lux. Vă spun că era un lux, pentru că erau puțini care aveau, puteai număra pe deget în Reghin câte daci erau. Mașină n-am avut niciodată, că n-am avut sobilitate. Când am ajuns că am sobilitate, nu m-am cumpărat, că n-am știut sigur că pot să fac și nici n-am fost amator de mașină. Am o bicicletă și acum nici școala nu mai umcă, mare circulație și mi-e frică. Începând cu anul 2013, producătorii și-au îmbogățit gama de produse cu noi modele, Dacia Sandero Stepway, Dacia Docker și Dacia Docker Van. Un eveniment editorial de excepție va avea loc miercuri 14 mai la Biblioteca Petru Maior, cu începere de la ora 17. Este vorba despre lansarea a 3 volume, In Memoriam, Grigore Ploieșteanu, Studii și Evocări, apoi In Honoris, Vasile Dobrescu, Societate și Cultură, și cel de-al 7-lea volum al colecției Dascăli Mureșeni. Evenimentul este organizat de instituția gazdă în parteneriat cu Primăria și Desportământul Reghin Astra. O triplă lansare de carte va avea loc miercuri 14 mai la Biblioteca Petru Maior de la ora 17. Evenimentul va reuni la Reghin o serie de oameni de cultură și profesori universitari din județ. Va fi omagiat profesorul universitar dr. Grigore Ploieșteanu prin volumul editat de Institutul de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai al Academiei Române și Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș. Reghinenii iubitori de cultură sunt așteptați în număr cât mai mare la eveniment.
triplă lansare de carte. Omagiu profesorului universitar dr. Grigore Ploieșteanu, colaborator vechi al bibliotecii, coordonator al colecției Reginul Cultural. Vor fi prezenți profesor universitar dr. Cornel Sigmirian, profesor universitar dr. Corina Teodoru și profesor universitar dr. Vasile Dobrescu. Dumnealui îi se și lansează o carte, In Honoris Vasile Dobrescu, Societate și Cultură, și apoi a treia carte, Dascăli Mureșeni, volumul 7. În acest volum sunt cuprinși și 10 dintre dascălii reghineni, printre care profesorul de istorie Sabin Urzică și profesoara de fizică-chimie Aurelia Marincaș de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, Constantin Bozdog și Aurelia Lazăr. A scris despre un personaj cât se poate de real, iar apoi autorul și sursa inspirației s-au regăsit după o jumătate de secol. Este vorba despre scriitorul reghinean Radu Țuculescu și Ileana Galștei, femeia care apare cu numele real în romanul său Stalin cu sapa înainte. Întâlnirea a avut loc în Israel, acolo unde reghineanul a fost invitat de reprezentanții Centrului Cultural din Haifa pentru a susține o serie de conferințe. Ileana Glatstein a trăit în Reghin, a fost colega de clasă și prima iubire a lui Radu Țuculescu. Abordăm acest subiect după ce trecem pe la redacția Meteo pentru o avanpremieră a jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Meteorologii anunță pentru miercuri vreme închisă pe tot parcursul zilei. Mercurul din termometru urcă în Reghin și Târgu Mureș până la valoarea de 20 de grade Celsius. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. S-au reîntâlnit după 50 de ani. Este vorba despre scriitorul reghinean Radu Țuculescu și femeia care apare cu numele real în celebrul său roman Stalin cu sapa înainte, Ileana Gladstein. Întâlnirea a avut loc în Israel, acolo unde reghineanul a fost invitat de reprezentanții Centrului Cultural din Haifa pentru a susține conferința Transilvania romanelor mele. Deplasarea în mijlocul comunității evreilor plecați din Reghin și din Transilvania în anii 1960 s-a produs datorită romanelor sale, care au apărut în Franța și Italia. La una din conferințele susținute în Israel, Radu Țuculescu a trăit un moment de maximă emoție la întâlnirea cu Ileana Gladstein. În romanul Stalin cu sapa înainte am un personaj, prima mea iubire, care se numește Ileana Gladstein. I-am păstrat, din întâmplare sau nu, numele real. Și de aici a pornit totul. Această fată, la 13 ani, a plecat împreună cu părinții din Reghin. A locuit puțin mai sus de studioul de televiziune al vostru, pe strada Coșbuc. Știu că acolo am pupat-o prima dată în poartă și ultima dată. Deci la 13 ani a fost colegă de clasă. Nu am mai văzut-o de atunci niciodată. Nici nu mai știam unde este. În timpul convorbirilor telefonice cu cei din Israel, aceștia s-au interesat dacă numele personajului este cumva real. Cu toate că dețineau puține informații despre ea, în foarte scurt timp au găsit-o. Cei din Israel mă întreabă la un moment dat, Ileana Gladstein este un nume real? Zic da. Și unde este? Păi zic nu știu, poate să fie în America, în Australia. A plecat la 13 ani, 1964, din Reghin. Ce au fost părinții? Habar n-am. Am venit în Reghin să aflu amănunte, nimeni, că nu are cine să-ți mai dea, nu se mai știe nimic, mai sunt 2-3 evrei eventual în Reghin, dar care nu-și amintau exact despre familia Gladstein. Ei, și vreau să-ți spun și să vă spun că pe aceste informații, numele, vârsta, orașul și anul, mi-au găsit-o în 2 zile. De asemenea, la fel de emoționantă a fost și convorbirea telefonică pe care au avut-o cei doi înainte de plecarea lui Radu Țuculescu în Israel. Nu numai că m-am reîntâlnit, în primul rând mi-au dat-o la telefon de eram emoționat amândoi, ea plângea aproape, aflând că am și că este personaj într-un roman și așa mai departe. Mai știe românește, toți știu românește, evreii care au fost în România și au păstrat chiar multe obiceiuri românești deosebiți. Și am avut întâlnirea aceasta cu un personaj de-al meu după atâția ani. Personaj feminin și iubirea adolescentină și așa. Toată lumea știa de poveste. Toți au așteptat întâlnirea noastră, care a fost, nu pot descrie în cuvinte, sunt prea puține și prea slabe și prea lipsite de emoții. Acum, visul scriitorului Radu Țuculescu este de a-i putea aduce în vizită la Reghin pe cât mai mulți dintre evreii plecați în perioada comunistă. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre MyFest, cea mai importantă zi pentru comunitatea de Sași.
Știrea despre reluarea traficului aerian pe aeroportul Transilvania din Târgu Mureș s-a clasat a doua în topul audienței. Pe locul 3, ca număr de vizionări, se situează știrea despre elevii colegiului Silvic Gurghiu, care s-au clasat din nou pe locul 1 la un concurs național de profil. Știrea despre reluarea traficului aerian pe aeroportul Transilvania din Târgu Mureș a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Daregin TV. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află știrea despre reabilitarea podurilor din Reghin. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, se situează știrea despre elevii colegiului Silvic Gurghiu, care s-au clasat din nou pe locul 1 la un concurs național de profil. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Daregin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Daregin TV. Marți 13 mai de la ora 21 nu pierdeți o nouă ediție a emisiunii Senso. În studioul Daregin TV va fi prezent directorul Casei de Cultură Eugen Nicoară, Ioan Conțiu, alături de premianți ai concursului internațional ce a avut loc la Viena. Miercuri 14 mai de la ora 17 nu ratați Reghinul în direct cu Ghiță Zileriu. Invitatul ediției este fotograful Balas Ciongor. De la ora 21 sunteți invitați la o emisiune de dezbatere electorală. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în continuare jurnalul economic și cursul valutar, jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Misiunea mea se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La motocoasele Stihl, începând de la numai 630 de lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest Reni. Strălucire, eleganță, rafinament, îmbrăcăminte și încălțăminte special creată de binecunoscutele branduri românești. Și tu, și ea, și el. Glamour strălucește în fiecare zi. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covor.